Salut, Daniel, sunt de la Shining Tattoo Studio. În cele ce urmează vreau să fac un tutorial pentru voi ca să vă exemplific cum puteți face o matriță foarte bună pentru printat. Pentru acest lucru aveți nevoie de o tabletă grafică pentru că cu mouse-ul este foarte greu și aproape imposibil ca să desenezi outliner-ul. Bun. În primul rând, vreau să fac un desen pentru matriță, nu de pe un tatuaj deja existent, pentru că nu, eu unul personal nu prea accept ca să copiez alte tatuaje deja făcute. Așa că m-am gândit ca să aleg, de exemplu, după o statuie, după o poză reală, după o fotografie reală. De exemplu, am intrat pe Pinterest și de aici am să aleg o statuetă deja făcută, o fotografie după o statuetă și, de exemplu, hai să luăm o temă religioasă, să presupunem că clientul ar dori pe zona antebrațului, zona interioară a antebrațului. Asta înseamnă că avem orientativ o dimensiune de 16-18 cm. Și o să iau o statuetă, de exemplu, la întâmplare aceasta. Să începem cu ceva mai simplu. Bun, salvăm fotografia. După care, deschidem Photoshop, facem o nouă filă. Trebuie să ținem cont, pentru că imprimanta pe care o avem este una A4 și încercăm să ținem dimensiunea unei foi A4, altfel și stencil printul este tot A4. Avem fotografia în picioare, importăm fotografia din fișier unde am salvat-o, aceasta este fotografia. O punem și în pagina goală din Photoshop, după care o dimensionăm. Am zis că undeva între 16 și 18 cm ar avea un antebraț. Și încercăm să o dimensionăm. Aici avem 12 cm. Ținem apăsat pe Shift în Photoshop pentru a dimensiona fotografia corectă, că dacă n-am ține pe Shift, ar putea fi deformată. Încă o dată, pentru că am dat Escape. Deja vine ca dimensiune cropată prestabilită pentru poziționare și modificare de dimensiune. În cazul în care fotografia nu este dimensionată mai mică, nu știu cum e pe Windows, probabil este Control T, pe Able este Command T. Ținem apăsat pe tasta Shift și ne uităm la dimensiune. Dimensiunea antebrațului, am zis că tatuajul ca formă finală ar trebui să aibă undeva între 16 și 18 cm ca dimensiune standard de antebraț. Și dimensionăm, acum am 18 cm, o să fac undeva la vreo 15-16 cm per total. După care am 15 cm până aici, toată fotografia. Deci dacă țin mouse-ul aici, am un cursor care îmi arată dimensiunea totală. O recentrez, după care este bine să facem o copie de siguranță, adică în Windows este Ctrl J, iar în OS X, în Apple este Command J. Și am făcut o copie de siguranță pentru a avea aceeași dimensiune. Debifăm layer-ul de aici, după care apăsăm tasta B, adică de la Brush, ca să deblocăm imaginea, o deblocăm, mergem în Image, în Adjustment,
după care îi dăm black and white pentru că ne ajută mai mult dacă am face fotografia în alb-negru ca să facem outliner-ul. După care mergem la selectăm layer-ul care avem, adică fotografia, și mergem la opacitate și dăm undeva între 50 și 70%. Pe mine mă ajută foarte mult dacă aș avea în momentul de față un 65%. Se întâmplă ca de multe ori să avem și dimensiune și opacitate mai mică dacă desenul este foarte încărcat. Bun, nu o să umblu pe comenzile, pe shortcut-urile de pe tastatură și am să fac comenzile din butoane din Photoshop. Apăsăm pe Erase, pe gumița aceea, selectăm guma, îi dăm pe acest buton de gumă care ne dă posibilitatea ca să o facem mai soft, adică nu e brutal. Dacă am selectat aici, ștergerea este brutală, adică este solidă. Eu prefer să selectez penultimul pentru că este un pic mai lin și îmi permite să las un pic de blur în margine. Hai să dau un pic mai mare imaginea. După care apăsăm pe Erase și ștergem ce nu ne interesează, adică background-ul fotografiei. Îl ștergem cât mai aproape de margine și încercăm să-i facem cumva zona antebrațului, adică estimăm cam cum ar veni pe antebraț pentru a nu avea, cum să zic, să nu avea aici mai mult, aici mai, să facem o estimare pe antebraț cam cum am dorit să fie. Bun. După care facem un nou layer. Mergem aici în partea de dreapta jos a aplicației de Photoshop, a programului, deschidem un layer. Am deschis eu două, după care îl putem desena și scriem, îl putem selecta și scriem outliner, ca să știm ce, pentru ce este. După care mergem pe brush și avem două posibilități. O să ridic un pic mai sus. Bun. O secundă să văd. Aici pe brush. Aici pe brush, dăm click dreapta și selectăm brush tool. Acesta, nu acela cu pensuliță, nu cel cu pensulă, cel cu creion. Cel cu pensulă face liniile un pic mai soft. Pe noi ne interesează ca în momentul în care printăm pe matriță liniile să nu fie soft, să fie cât mai solide pentru a putea imprimanta termică să printeze mult mai clar. Selectăm brush. O secundă să las înapoi tableta. Bun. După care avem imaginea. Pe noi ne interesează să facem outliner-ul, adică liniile care ne interesează pentru printat. Să dau cu mouse-ul ca să vedeți despre ce e vorba. Dăm. Am selectat acest brush, creionul. După care avem posibilitatea de a alege la un pixel sau foarte mare, adică foarte groasă linia. Eu recomand să lucrăm între 2 și 3. Eu să lucrez la acest model cu 3 și cu 2 pixel pe linie. Bun, mărim imaginea, o poziționăm, după care am selectat brush, creionul, și începem să trasăm liniile care ne interesează. Pe noi ne interesează să facem linia exterioară a modelului ce urmează să fie tatuat.
Deci am liniile acestea groase care lucrez cu 3 megapixeli, cu 3 pixeli. Iar pentru detaliile foarte fine, cum sunt la ochi, la buze, la unde nu ne trebuiesc linii, de exemplu aici la nas nu ne trebuie linie, la buză lucrăm cu 2 pixeli. Trasăm. Ideea este în felul următor. Nu vă trebuie neapărat o tabletă interactivă ca aceasta. Puteți folosi și o tabletă separată care nu este cu display. O tabletă, vă recomand tabletele de la Vacuum, cele de la Intouse sau cum se pronunță. Cele de la Bamboo sunt mai pentru copilași. Nouă ne trebuie să avem oarece precizie pe pixul respectiv. Bun, cumva liniile pentru la ceea ce folosesc eu, cele de 3 pixeli, acum, dimensiunea brașului este un pic cam groasă pentru mâna mea, dar eu o fac în acest moment pentru a vă exemplifica. Bun, eu prefer să lucrez la acest desen, la această matriță cu 2 pixeli. Este un pic mai soft, un pic mai lin. Noi trasăm și desenăm exact liniile pe care noi avem nevoie să le avem ca informație pe matrița tatuajului ce urmează a fi făcut. O să fie un pic cam plictisitor acest video, pentru că este destul de meticulos. E meticuloasă toată povestea asta cu trasatul. Bun. Acum, în cazul în care avem linii drepte, am putea trage linia dreaptă din mână, dar putem foarte simplu, selectăm un punct, ținem tasta Shift apăsată, după care un punct în care vrem să terminăm, mai apăsăm o dată și s-a trasat linia perfect dreaptă. Din acest punct până în acest punct avem o linie dreaptă și putem trasa. Din acest punct selectăm punctul unde avem nevoie și tragem până aici. Ținem apăsat asta Shift și apăsăm o dată. Acest lucru îl putem face și cu mouse la linii drepte, în cazul în care nu există posibilitatea unei tablete grafice. Însă o tabletă grafică de la Vacuum poate costa undeva între 200 de lei și câți mai mulți bani, depinde de bugetul fiecăruia, depinde foarte mult de mâna fiecăruia, cum este obișnuit. De exemplu, se pot întâmpla lucruri la un fel următor. Unii oameni nu se pot adapta la penul foarte sensibil de la Vacuum și optează pentru o tabletă ceva mai mare, dar un nou name chinezesc. Eu vreau să zic că am folosit din 2012 până acum câteva zile o tabletă, se numea iPTech, dacă nu mă înșel. Era o tabletă destul de mare, pentru că cu cât ai tableta mai mică, imaginați-vă că desenați aici atât de mic, dar de fapt pe ecran este desenul foarte mare. Totuși vă recomand o tabletă ceva mai mare, cu o dimensiune de un 10 inch, 14 inch, pentru a lucra cât mai ok. Bun. Desenăm, putem să dublăm liniile ca să avem profunzimea lor pe... Ne ajută treaba asta, adică gen unde avem de făcut umbra mai accentuată. Adică le putem dubla ca să ne dea profunzime de spațialitate. Bun. Trasăm liniile care ne interesează, liniile din exteriorul desenului ce urmează a fi făcut, nu în interior. Adică noi când facem tatuajul, respectăm linia, dar desenăm cumva în exteriorul sau în interiorul liniei. Niciodată nu recomand ca să mergem pe linie, pentru că se pot întâmpla diferite chestii la modul că se poate cumva combina culoarea
Adică dacă folosim un wash gray foarte slab și dăm pe culoarea mauve a stencilului, s-ar putea să denatureze un pic culoarea și nu e chiar ok. Bine, nu se întâmplă ca să colorezi, de exemplu, un gray wash să-l faci, de exemplu, să-l faci mauve sau albastru, dar na, depinde acum de fiecare. Ce este foarte important este să ne luăm repere pe tot ce înseamnă față. Adică, chiar dacă noi încercăm să desenăm tot ochiul, ne luăm decât limitele ochiului pentru a avea nevoie de informații. Imaginați-vă că stencilul este monocrom, este dintr-o singură culoare și pe noi ne interesează decât marginea lui. Ne interesează limita ca să nu denaturăm tatuajul. Adică, nu trebuie neapărat să respect liniile astea în tatuaj, tot ce fac eu aici. Însă, este bine să țin seama că aceste informații care eu le desenez mă pot ajuta foarte mult când realizez tatuajul. Tocmai din acest motiv, eu nu trasez decât câteva informații de bază. Acum, eu trasez liniile a tatuajului ce urmează a fi făcut. Însă, acum am o dimensiune mare, în momentul în care voi executa tatuajul, dimensiunea va fi mult prea mică. Iar imprimanta nu poate să-mi ia absolut toate informațiile la o calitate foarte mare, pentru că imprimanta termică are o rezoluție de vreo 250x300 de pixel pe centimetru pătrat, adică e o calitate foarte, foarte proastă, zic eu. Tocmai din acest motiv, iau decât câteva informații esențiale. Deci nu am nevoie să desenez toată gura cum trebuie. Am nevoie decât să dau câteva informații pentru a ști cum folosesc umbra, cum folosesc tipul de ace pentru tatuaj. Acum am dat pe 1 megapixel pentru a lua informațiile de umbră, să știu unde sunt limitele care pot să intru cu umbra pentru a nu denatura forma feței, a trăsăturilor și așa mai departe. Pentru cei care vor să facă portret și să folosească acest fel de a face matrițe, nu cel cu carboboard de printează fotografia, după care ia fotografia, o pune pe placa aceea de indigo și trasează liniile. Avantajul unei printări este că... O secundă că mi-a luat o rază, avantajul unei printări și lucrat digital este aceea că poți modifica tatuajul, adică poți să-i modifici mărimea, poți să-i modifici forma, să o ajustezi chiar după ce ai făcut matrița. Adică nu mai este nevoie să mai scoți încă o foaie la imprimantă să o desenezi, iar ore, pentru că ia destul de mult timp un printat. Printatul nu ia mult timp, redesenatul pe placa aceea de transfer ca să copieze pe spatele fotografiei printate, să copiezi informațiile necesare pentru tatuaj. Iar, de multe ori fotografiile nu sunt la fotografiile cu care vin clienții nu sunt la o rezoluție foarte mare, iar în momentul în care o printezi vei avea surprinderea că rezoluția nu este chiar una pe care ai putea să o folosești și de multe ori trebuie să improvizezi. De exemplu, cum nu se văd aceste unghii la acest desen, chiar dacă fotografia este la o rezoluție decentă, totuși nu se văd chiar ok. Bun. Presupunem că
acesta este tatuajul care trebuie făcut. Micșoram. O să fac decât această prima parte, ca să nu vă plictisesc prea mult, ca să vă zic următorii pași care trebuie să-i faceți pentru a printa. Bun. O să mă rezum decât la această parte, da? Să zicem că este făcut tot cum trebuie. Selectăm fotografia. O secundă să văd dacă se încadrează. Selectăm fotografia, dăm la calitatea normală, la 100%. După care avem aici un fel de lupă, dar nu e lupă. Selectăm această lupă și luăm Dodge Tool. Da? Am selectat acest Dodge Tool, urcăm sus să vedem ce scoatem prima dată din tot negru ăsta, pentru că dacă am printat această imagine pe imprimanta termică, nu se va vedea decât un mare mov. Și atunci cumva trebuie să-i stompez din tot ce înseamnă umbrele în plus. Și atunci selectăm Highlight, scuze, după care la expunere selectăm la 100% și alegem acest solid, nu pe soft. După care vedem cât de mare trebuie să fie ca să nu ne chinuim. Eu să-i dau undeva la vreo 250 de pixeli, după care pur și simplu îi dau pe el. Și deja îmi rămâne ceea ce vreau eu să apară în tatuaj. Am nevoie la față să lucrez, ca să-mi scot decât câteva trăsături. Mâna, cred că am scos un pic mai multe, nicio problemă. Am scos prea multe, o să dau înapoi un pic. Command Z. Să-i dau pe mid-tone. Pentru că ne interesează să rămână și un pic de umbră. Această umbră, un pic, puținul acesta de umbră, să știți că rămâne pe imprimantă, pe foaia de transfer. Și de multe ori ajută, de multe ori încurcă. De cele mai multe ori, pe mulți îi încurcă. Decât să-i ajute, îi încurcă mai mult. Acum, na, la un moment dat devine rutină, devine obișnuință și nu mai e chiar atât de urât. Deci, după cum am zis, am selectat mid-tone și deschid, lăsând foarte puțină informație despre ceea ce înseamnă umbră. Da, după care, hai să nu fie foarte mult, ca să printez foarte mult. Pentru că voi printa și pe imprimanta termică, voi printa și matrița finală. Bun. Acum, vreau să vă arăt la printat diferența dintre partea de sus, care am outliner și am informațiile necesare pentru tatuaj, iar în partea de jos, o secundă, iar în partea de jos o să las fotografia normală, o să las fotografia normală, 100%, ca să vedeți diferență. O să șterg partea de sus, pentru că nu mă interesează că am decât partea cu matrița, iar imediat în jos, pe partea cealaltă, cum greșesc foarte mult, o să las mâna normală, ca și cum ar fi desenul normal. O să las desenul normal așa cum este el. Bun, las desenul normal aici. Aici este partea lucrată a tatuajului, partea care am făcut outliner-ul, iar aici este partea fără matriță. Multă lume o să umble la contrast, la lumină, deci am aici adjustment și multă lume lucrează la contrast și la lumină pentru a-l scoate mai mult, ceea ce este foarte greșit.
Adică îi dă mai multă luminozitate și un pic mai mult contrast ca să iasă cum trebuie. Da? Părerea lor. Ștergem restul de surplus, după care o să iau această poză, selectez tot de aici, îi dau un Command T în OSX sau un Control T în Windows, o repoziționez pentru a nu face risipă de stencil, după care am apăsat asta Enter, mă duc pe printer și am selectat printerul care îl imprimanta termică, îi dau print, îi dau flip horizontal pentru că altfel mi l-ar imprima invers, adică desenul care l-aș avea eu când l-aș pune pe piele va fi în oglindă și trebuie să dau flip horizontal. Apoi mă duc în layout, în print setting și o să selectez undeva între, nu e bine să selectez cel mai dark, cel mai 10, 9, 8. Depinde, dacă ai un desen numai vectorial din linii foarte subțiri și credeți că nu se vor imprima, nu vor fi vizibile, puteți 9, 10, dar așa în general folosim undeva la 7, 8. Eu o să folosesc de data asta 7-le. Îi dau save, după care dau print. O să mut acum în partea cealaltă ca să vedeți cum partea de printat. Să mut camera. Cred că am dat ok. După care apăs tasta print și așteptăm imprimarea, printarea. Am printat, să nu-mi iasă toată foaia 4, opresc imprimanta, tai matrița. Și aceasta este matrița cu indigo pe spate. O să mut în partea asta la altă cameră ca să ne înțelegem ca oamenii, să fie mult mai luminat. Și imediat vă arăt. O să folosesc un ecran alb. Și aceasta este matrița. Ce vreau eu să vă arăt la vis-a-vis de outliner și de faptul cum am luat o fotografie de pe net și doar am printat-o. Deci aceasta este matrița. Vedeți? Am absolut toate liniile care le-am desenat. O să pun un pic mai sus monitorul ca să ne înțelegem. Ok. Vedeți? Aici mi-a printat liniile. Liniuțele, pot să zic mai sus, da. Absolut toate informațiile pe care le am eu nevoie și îmi sunt necesare pentru matriță. Liniile fine, în schimb, unde nu am tras liniile, a rămas decât un blur. Ceea ce diferență dintre această mână și această mână. Aici am liniile, sunt mai profunde. Imaginați-vă că în momentul în care puneți soluția de transfer, spălați pielea, după care dați cu soluția antiseptică, după care dați cu soluția de transfer, tot acest blur, toate aceste linii vor dispărea în momentul în care ștergeți. În momentul în care linia este mult mai accentuată, atunci ea se va păstra, chiar dacă se estompează din umbrele care le-am luat eu ca informație, liniile acestea subțiri au mai multă densitate de indigo, să zic așa, pe foaie, iar în momentul în care îl pun pe piele, îmi va rămâne mai mult. Asta vreau să vă zic, diferența între o poză luată de pe net, care nu are outliner și se vede destul de ciudat, pentru că trebuie să improvizezi, și diferența între a redesena outlinerul și a-ți lua informațiile care ai nevoie pentru tatuaj. Sper că am fost cât de cât v-am fost util. Mă țin de mult să fac acest video ca să ajut pe câte unul altul, pentru că majoritatea tatuartiștilor din România mi-au zis că în momentul în care m-am apucat de tatuaje că
cei foarte, foarte buni. Mi-au zis că dacă vreau să fac tatuaje, să învăț, de parcă ar fi fost, cine știe ce mare secret. Sper că v-a fost util și dacă mai am idei și vă mai pot ajuta cu ceva, nicio problemă. Dacă cumva o să urc acest clip și pe YouTube, dacă cineva vrea să facă și o subtitrare în engleză, să mă anunțe ca să pot să-i dau dreptul de a scrie. Vă mulțumesc foarte mult și cred că am fost util. O zi bună și, ce să vă zic, spor, succes și la cât mai multă artă. Clienții vin oricum.